Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de astăzi, Agenda Locală. Realizăm un interviu cu domnul Alexandru Zaharia, directorul societății Edilitarea din Târgu Jiu. Bună ziua, domnule director! Sărbătoare și bine ați venit la noi, la Edilitarea! Pentru început să discutăm despre serviciile oferite de societatea Edilitarea, pentru că foarte multă lume nu cunoaște toate aceste servicii oferite. Da, societatea noastră este o societate relativ mare în peisajul societăților din Târgu Jiu. Este o societate cu capital majoritar de stat, 95% este acționar Consiliul Local, iar 5% Sindicatul Independent din Edilitarea. Noi prestăm servicii publice către populație, se cunoaște, toată lumea ne vede pe străzile municipiului, de la servicii de salubrizare a orașului, servicii de zone verzi, serviciile funerare din municipiul Târgu Jiu. Facem prestații pentru ceea ce înseamnă sistematizarea pe verticală a orașului, aici intrând reparații străzi, reparații trotuare, construire de străzi noi și trotuare, construire de parcări de reședință, tot ce înseamnă sistematizarea pe verticală a orașului. Gestionăm și activitatea de ecarisaj, gestionăm activitatea de fond locativ de stat. Deci avem cam multe activități, în afară de activitățile de bază, mai sunt și celelalte activități conexe pe orizontală, cu stație de beton, stație de mixturi asfaltice, parc autopropriu. Deci activitatea este destul de laborioasă. Așa cum v-a spus, avem 498 de angajați, este o societate relativ medie. Haideți să reluăm puțin aceste servicii în fiecare în parte, să vorbim despre problema străzilor, având în vedere temperaturile scăzute din această perioadă, care este situația? Mai sunt străzi de asfaltat? Au fost deja asfaltate? Da, am mai spus-o și mă repet, anul acesta a fost un an atipic, pentru că s-a demarat un program foarte important pentru municipiul Târgu Jiu, reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, care ne-au afectat pe noi. Așa s-a mai reabilitat și stația de epurare și aducțiunea, dar ce ne-a antabat pe noi în această acțiune, faptul că am avut un contract de refacere a lucrărilor pe carosabil și pe alei, contract care s-a derulat și încă nu s-a încheiat. Deci toată vara cetățenii au văzut că orașul a fost spart pe multe zone ale orașului, foarte multe străzi au beneficiat de acest program de investiții, au fost reabilitate rețele de canalizare pluvială și menajeră, rețelele de apă, s-au refăcut în mare parte branșamente și racordurile de canalizare. Ar cam trebui în câteva luni de zile acest program să se încheie, cam termen final ar fi 28 februarie, ceea ce înseamnă rețelele din municipiul Târgu Jiu. Pe la marginea orașului sunt străzile refăcute, rețeaua de canalizare? Am reușit, deși vremea rea a venit relativ foarte repede, față din experiența anilor anteriori, perioada aceasta încă era o perioadă relativ bună, cu temperaturi scăzute pe timp de noapte, dar pe timp de zi temperaturile diurne erau pozitive cu soare. Ne-a surprins, e multă nebulozitate și ceva precipitații, dar au mai rămas câteva zone. Deci el a lucrat pe strada 1 decembrie, a lăsat o porțiune și a reușit să o rezolvăm. Mai rămăsesem dator pe Ecaterina Teodoroi în zona fabricii de pâine cu o porțiune și am reparat-o. Mai avem câteva zone în Plopilor, vrem să le închidem. Timpul este atipic. Chiar ne cere scuze față de cetățeni, că ne văd cetățenii în această perioadă, că încă mai insistăm să reparăm. Dar faptul că avem un contract cu societatea care a făcut această lucrare, faptul că și din dumnealor motivat au întârziat anumite lucrări, pentru că știți dumneavoastră, când sap și intri sub pământ, acolo lucrurile se mai complică vis-a-vis de racorduri, de trasee, de aliniamente. Lucrurile s-au complicat un pic și ne-a surprins, dar cantități nu foarte mari. Sperăm într-o zi, două, trei să rezolvăm aceste probleme, în așa fel încât să putem oferi concitadinilor noștri un oraș fluent, să poată circula de sărbători,
Lucrările vor fi reluate după sărbători de către partenerii noștri. Mai sunt câteva străzi care vor fi afectate, dar se va lucra mai mult pe câteva cartiere din municipiul Târgu Jiu. Sperăm ca acest lucru să fie operativ, iar noi să intrăm pe refacere în perioada 1 martie, când temperaturile vor permite. Dar asta nu înseamnă că o să lăsăm orașul la voia întâmplării, o să acționăm, eu știu, să nivelăm cu piatră cubică locurile care sunt mai pretențioase, în așa fel până în primăvară cetățenii să circule fluent în municipiul Târgu Jiu. Să spunem că în această perioadă cei mai nemulțumiți au fost șoferii din cauza acestor lucrări. Bun, de acord, automobiliștii în general, taximetriștii care pentru noi reprezintă un barometru, am discutat cu dumnealor, au fost foarte multe străzi afectate, am rezolvat foarte multe. Se poate circula cât de cât, v-am spus, astea câteva zone care au rămas, le rezolvăm în câteva zile, pentru că nu ne permite vremea. Vedeți, e multă nebulozitate, sunt precipitațiile astea mărunte care încurcă, nu atingem 100% obiectivul de calitate, dar nu putem lăsa nici așa orașul până în primăvară, eu știu, până la 1 martie, 15 martie, când temperaturile permit. Ce alte activități se mai desfășoară în această perioadă, având în vedere și să vorbim despre aglomerația în piețe? La noi, la Edilitara, știți cum e într-o gospodărie. Te apuci dimineață de curat, termin și a doua zi de la capăt. Întreținem orașul. Deci fiecare activitate este angajată în activitatea curentă. Salubritatea, în această perioadă, se ocupă de a menține orașul la un nivel. În fiecare zi trebuie să mături, în fiecare zi trebuie să golești coșurile, în fiecare zi trebuie să pui orașul la punct. Mai ales că am avut episodul acela pe data de 1 de zăpadă. După acel episod am intervenit cu utilajele din dotare și am împrăștiat materialul antiderapant. Acum am luat-o invers, trebuie să facem curat, am luat-o cu sensul regiratorii, cu podurile, cu pastile, trebuie să îndepărtăm nisipul de pe carosabii, că s-ar putea să avem o perioadă de, știu eu, o lună și jumătate să nu mai avem zăpadă sau umiditate și atunci ar fi un aspect neplăcut. Cei de la parcuri și zone verzi, zilnic trebuie să facă curățenie pe zonele de parcuri, zona centrală, cele două parcuri, parcul central, parcul de la coloană, celelalte părculețe din oraș care le administrăm pe toate, intrăm prin cartiere, nu lăsăm nici cartier în această perioadă, localitățile componente. Am mai avut programe de reducere de garviu prin cartiere, mai avem noi în baza noastră de date cartiere unde avem solicitări de toaletări de pom, de reduceri, de anulare. Deci lucrurile sunt într-o funcție de anotimp și funcție de ce se întâmplă afară în ziua respectivă, ne mulăm și noi pe programul nostru de fiecare zi. În seară și acolo ne pregătim pentru sezonul de primăvară, primul sezon de primăvară, să ieșim cu flori în primul sezon, măcar 30-40 de mii de flori și acolo avem activitate, pregătim un material, răsaduri, deci nimeni nu stă degeaba, fiecare activitate la locul lui de muncă, dar activitatea de bază în această perioadă... Da, să ne bazăm mai mult pe activitățile din luna decembrie, având în vedere că a apărut și prima zăpadă la noi în județul Mucurj. Vorbiți-ne puțin despre utilajele de dezăpezire disponibile la noi în județ. În momentul de față stăm foarte bine, ceea ce înseamnă pregătirea pentru comandament pe cele trei direcții, adică utilaje, numărul de utilaje, materialele puse este la dispoziție și forța de muncă. Numărul de utilaje pentru dezăpezire? Deci, noi de la an la an am redimensionat pentru că și orașul este într-o dinamică, într-o mărire a orașului, apar cartiere noi. Ești tot, a apărut cartierul Tismana, legea 15 la Preajba, cartierul Narciselor. Deci cartierul are, orașul are o dinamică, cartierele apar, se măresc. De la an la an am venit poate cu un utilaj în plus sau două, cum a fost nevoie. Și practic experiența te învață. Nu există o altă academie de studii pentru a face dezăpezire într-o localitate pe un drum național european. Lucrul acesta se învață. Experiența ne-a învățat zi cu zi pe noi, colectivul de la Edilitara, colectivul de la primărie, conducerea primăriei. An de an ne-am lovit de anumite fenomene, am învățat și ne-am luat măsuri. Noi întotdeauna facem o dimensionare corectă, adică luăm
pentru o iarnă normală. Ce înseamnă o iarnă normală? O iarnă cu zăpadă începând din decembrie, ianuarie și februarie, 3-4 viscole, la noi sunt viscole medii, nu sunt viscole tip nordul țării, tip Moldova sau faptul că suntem într-o depresiune, într-o zonă geografică protejată. Cele mai mari viscole și căderi de zăpadă le-am avut în a doua jumătate a lunii ianuarie și început de februarie. Suntem corect dimensionați în momentul de față, acoperim orașul și localitățile componente cu utilajele care le avem, în așa fel încât să nu creăm probleme în oraș. Dacă Doamne ferește și Doamne ferește, se poate isca, ceea ce n-a fost cazul până acum, pentru că totul se ia pe cronologie, pe an. Și domnule, dacă în Târgu Jiu ultimul viscol a fost acum 20 de ani, noi mai avem posibilitatea, deci prin programul nostru de licitații, mai avem la dispoziție un buldozer, două autogredere, niște încărcătoare, niște mașini autobasculante pentru încărcat și transport zăpada. Dar ce avem noi acum pe contract, care sunt în așteptare, 24 de ore din 24 de ore, sunt suficiente pentru a ne face treaba. Materiale avem suficiente. Material de rapant avem la noi în bază în Vasile Alexandrii, suficient pentru această perioadă. Mai putem aproviziona nisipul, avem în stația de asfalt unde avem paducurile noastre și mai putem aproviziona niște sare în perioada următoare, dar să nu mai facem amestecul imediat, să ținem un stoc, să avem o rezervă. Dar cum se desfășoară aceste acțiuni? Să înțelegem că pe străzile din centrul orașului și din, de la marginea orașului, dezăpezirea se desfășoară mai greu. Utilajele de dezăpezire acționează mai greu față de dezăpezirea drumurilor naționale. Nu, este o părere. Deci, zăpada este un fenomen instantaneu. Deci, toate cele 12 utilaje multifuncționare au o zonă. De exemplu, pe zona Preajba avem un utiliaj care acționează pe zona Preajba. El trebuie să plece de aici, de la blocurile din Coleus, face strada aviatorilor, cartierul de la Legea 15, intră pe Preajba Mare, rezolvă cartierul. Dacă nici ambulent, trebuie ciclul ăsta îl face 2-3 ore, trebuie să le ia. Deci utilajele pleacă toate, nu ne ducem doamne cu toate pe centru, lăsăm periferiile și acționăm. Deci ele sunt corect dimensionate. Pe zona centrală acționăm diferit, acolo acționăm mai mult manual, ați văzut, e pavimentul acela care nu e de voie să intrăm cu utilaje, acționăm mai mult cu forță manuală și colegii de la parcuri și colegii de la salubritate intră pe zona centrală. Acolo avem o mașină, un autoturism pregătit cu clorură de calciu lichidă, cu un inhibator pentru beton, așa fel încât să nu afecteze. Dar ați văzut, pe centru zăpada am dat-o la o parte, am făcut-o grămezi și automat o și încărcăm. Nu o lăsăm pe zona centrală. Una, ocupă din spațiu destinat pe zona centrală, ai o manifestație, n-ai loc unde să te desfășori și după 2, 3, 4, 5 zile, nemai având albul imaculat și frumusețea zăpezii, deja ea fie din ploaie, fie din trafic. Și unde este transportată această cantitate? Este încărcată și este transportată, avem două locuri unde depozităm. De obicei în Litovoi sau în zona Cetului avem o zonă amenajată unde o ducem un depozit acolo și rămâne acolo și când vine căldura ea se dezgheață. De-aia vă spuneam că noi ne-am dimensionat corect și am făcut, zic eu, o treabă bună. Acum cetățenii sunt cei care, știu eu, ne urmăresc activitatea, ne dau note, sunt mulțumiți sau nu. Pentru că ce se întâmplă? Pe un traseu dimensionezi un utilaj. Acolo pe traseul respectiv mai e și o alei mai îngustă, mai e și o străduță mai mică și acolo noi trebuie să revenim. Adică mașina își face treaba, multifuncționalul trece, dar noi deja le avem inventariate aceste străduțe, aceste alei și avem un utilaj mai mic la dispoziție care zicem, dom'le, mergi în punctul cutare, mergi pe Aleea Gladiolor, mergi pe Aleea Arghezii, mergi pe Bistrița, mergi pe... Cam asta e o experiență spatele nostru. Noi vrem de la an la an să facem lucrurile și mai bine, ca fiecare cetățean când se trezește dimineața să poată ieși cu autoturismul din garaj, din curte, să poată pleca liniștit la serviciu. Personal avem suficient, deci avem în așteptare 24 din 24 Câți de ore. Câți angajați sunt pentru această acțiune de dezăpezire a străzilor? Deci ca deservenți pe mijloacele acestea de trans, sunt 96, care ei pe 3 schimburi, 24-24, 96. Da? Și cu un personal minim de
de muncitori care însoțesc aceste utilaje. Dar în situația în care ninge, ne putem duce la 220 de oameni pe întreaga activitate, că v-am spus, în afară de utilaje, cei de la parcuri și zone verzi știu că ei trebuie să acționeze în toate parcurile din municipiul Târgu Jiu, să îndepărteze din parc zonele aferente exterioare parcurilor și au și niște trasee stabilite. De exemplu, cei de la Parcul Central, ei știu că trebuie să intre pe Bulevardul Republicii, Nicolae Titulescu, 9 Mai, Victoria. Ceilalți de la Salubritate știu, deci ele sunt împărțite, nu așteaptă în fiecare dimineață fie director sau ofițerul de serviciu. Noi avem un ofițer de serviciu, avem 4 ofițeri de serviciu care asigură permanența pe 3 luni de zile, cu număr de telefon, cu stație, cu mijloc de transport pus la dispoziție, în așa fel încât să poată verifica și pe timp de noapte și pe timp de zi. Dar de obicei, fie poliția rutieră, fie colegii noștri de la poliția locală, ne țin la curent cu informațiile. În general, când sunt precipitații din astea mixte sau din cauza condensului, sunt podurile. Poduri, pasarele, sunt cele care dau primul semnal, doamne, ceva se întâmplă. Întotdeauna sub un pod, datorită circulației maselor de aer rece, se creează fenomenul de condens și ele gheață primele. Și atunci e foarte lesne, primim fie pe telefon, fie pe stație, de la colegii noștri, ieșim, rezolvăm. Când începe să ningă, atunci este alarmă generală, atât la noi la edilitară, conducerea, ofițerii de servicii, supervizorii, cât și la primărie, partea tehnică, serviciu, gospodărie, directorul tehnic, viceprimar, primar, și atunci e o alarmă, o mobilizare generală, fiecare știe ce are de făcut, fie domn primar, fie domnul vice, coordonează ca întreaga activitate, iar noi ne luăm responsabili zonele, eu o zonă, colegul meu, directorul tehnic o zonă, directorul tehnic de la primărie altă zonă, șeful gospodăriei altă zonă, deci ne împărțim pe zone, avem stații, avem telefoane, ținem legătura, avem nevoie de ajutor, se poate întâmpla să-ți cadă un utilaj. Și atunci trebuie să faci altă orientare, să nu lași o zonă și, domnule, lucrez numai în zona de nord, la zona de sud. Sau lucrez la Preajba și nu mă duc la Ursa Spolata. Pentru că avem mijloace de transport în comun și pe zona aia și pe zona cealaltă. Deci nu putem pune. Și avem într-o situație din asta foarte, foarte grea. Atunci venim și prioritizăm. Domnule, transportul comun trebuie să circule, da? După aceea, școlile trebuie să funcționeze, spitalele, instituțiile publice. Acestea sunt situațiile prioritare. Deci situațiile prioritare. Deci pe ele. Prioritizăm în așa fel încât să asigurăm circulația. După aceea, dar n-au fost cazuri până în momentul de față. V-am spus, există posibilitatea la 20-25 de ani să fie o cădere masivă de zăpadă și cu un viscol, dar sperăm să nu fie tocmai anul acesta. Dar oricum și în o atare situație, să știți că avem capacitatea de mobilizare încât să putem rezolva orașul să se circule fluent. Să sperăm că nu vor fi probleme în aceste situații. Haideți să vorbim puțin despre problema câinilor comunitari. Sunt categorii de oameni care iubesc aceste animale și categorii de oameni care își doresc să fie toți strânși de pe străzi. Asta este paradigma. Trebuie să-i respectăm și pe iubitorii de animale, trebuie să respectăm și opinia celorlalți care nu că nu iubesc aceste animale. Nu le doresc pe domeniul public. Și același punct de vedere îl avem și noi, fie autoritatea locală, fie noi edilitara. Îi îndrăgim, îi iubim, dar la un moment dat erau foarte mulți și încă sunt mulți pe domeniul public. Și la ora actuală sunt câini. Ei devin, nu toți, sau nu mereu, sunt perioade când devin agresivi. Respectă teritoriul, cunosc vecinii, cei care hrănesc, locatarii din zonă, penetrează cineva dintr-o altă zonă, din cauza faptului că e frică sau nu știu ce, încearcă să se apere și atunci s-a iscat. Cum am avut acum o săptămână în Parcul Central un incident, un domn a plecat de la serviciu, a trecut prin Parcul Central, erau doi câini, unul de talie medie, unul mai mic. Și l-a mușcat, l-a compostat, cum zicem noi. Care este soluția în astfel de cazuri? Cum procedați cu acești câini? În astfel de cazuri când oamenii ajung să fie mușcați? Dan, deci intervenția noastră este tardivă. Faptul că s-a întâmplat în Parcul Central pentru noi a fost un lucru total neplăcut și chiar eu personal am fost deranjat. Pentru că sunt locuri care noi le avem în atenție. Deci în primul rând școlile, deci colegii mei de la Ecarisaj
Știu că școlile, spitalele, zonele acestea aglomerate, zona centrală, parcurile, sunt zone cu prioritate. Dar ce se mai întâmplă și cu care, ceea ce nu sunt eu de acord? În parcuri vin diversi oameni de bună credință, că iubesc câinii, vin în pachetel cu câteva alimente de acasă, le aruncă, îi antrenează. Ei da, vin, ei știu, că, ei știu că dimineața la ora 6 vine Zaharia cu un pachetel și iubește el 2-3 cățeluși. Eu nu zic că e foarte rău ce fac dumnealor. Dar uitați că se întâmplă incidente de acest gen și nu este. Putea să fie un copil. Acum a fost un domn tânăr în putere, s-a putut apăra. Putea să fie un copil, putea să fie un bătrân și atunci tragedia era mult mai mare. Bine, parcul central era oră de dimineață, era ceva lume. Oricum, eu îmi cer scuze pentru acest eveniment că s-a întâmplat în municipiul Târgu Jiu, în parcul central, față de cetățean, că a suferit, eu știu, această mușcătură. Pentru timpul alocat, știți dumneavoastră că după aceea trebuie mers pentru 5 vaccinuri la intervale de timp, pierd și un timp și suferința este dureros. Noi, v-am spus, am luat relații, lucrurile au decurs normale, încă o dată îmi cer scuze, avem informații de la Direcția Sanitară, Serviciul de Specialitate, că față de anul trecut aceste evenimente s-au redus cu 20%, ceea ce înseamnă că programul nostru de sterilizare, programul nostru de prindere, activitatea noastră în general, este pe un trend pozitiv, este pe un lucru bun. Am primit din partea unor asociații de protecție a animalelor și sprijin logistic, ceea ce înseamnă ustensile, medicamente, hrană, un lucru benefic pentru că scade presiunea pe bugetul local. Mai vor să mai vină asociații pe termen mediu și termen lung să vadă dacă pot încheia un contract de colaborare cu noi vis-a-vis de modul de întreținere a câinilor, de îngrijire a lor, de program de sterilizare. Suntem acum angajați în discuții, dar în așa fel încât să nu periclităm nici activitatea. Că poate să vină să zică, domnule, nouă ne dați activitatea, ne ocupăm, dar nu avem rezultate pe linia reducerii numărului de câini de pe domeniul public. Și aici suntem noi autoritatea care trebuie să gestionăm această chestie. Deci încurajăm și adopțiile și adopțiile la distanță și programe de sprijinire a activității, dar nu încurajăm faptul să rămână foarte mult câini pe domeniul public. Câte padocuri sunt existente în acest oraș? În municipiu avem două padocuri al autorității locale al municipiului pe care le gestionăm noi. Cu o capacitate așa zic maximă ne putem duce la 450 de câini. Și mai este un padoc al unei asociații de protecție care au în jur de 600 și ceva de câini și dumnealor. Dumnealor iau de talie mai mică, că așa se întâmplă. Noi trebuie să luăm cei de talie mare care sunt periculoși. Și... Dar în cele două centre sunt în momentul de față peste 1100-1200 de câini hrăniți, îngrijiți cu tratamente. Avem o perspectivă pentru că noi ne aflăm cu cele două centre într-o zonă care se va dezvolta. Deci linia de centură trece pe acolo, va fi o zonă industrială. Pe termen mediu, poate nu la anul 2015, 2016, 2017, o să trebuiască să căutăm alte două amplasamente, să mutăm aceste activități într-o zonă undeva la periferia orașului, dar așa fel încât să beneficiem de apă curentă, canalizare, pentru că este o activitate care impune aceste servicii. Ne vom muta fără dor și poate și la experiența care avem și discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar și cu membrii ai Consiliului Local, să mergem pe un padoc al autorității, să ne ducem undeva la 800-1000 de capete. În așa fel încât, pentru că noi avem capacitatea să prindem, dar în momentul în care padocul este plin, deja nu mai avem unde să ne ducem cu ei. Domnule director, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații oferite. Așadar, și eu vă mulțumesc. Așadar, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Eu sunt Andreea Varagea, vă mulțumesc pentru atenție.